Capitolul 62. Și câinele țiganului iese din iarnă, dar numai pielea lui știe cum. Toată ziua, înaintea plecării, Victor și Gheorghe au studiat harta militară cu regiunea de la apus de drumul Cincului, pe care nu o cunoșteau. Se întâmplase ca ei să nu fi fost când am fost pe acolo. Ținta le era satul Nucet din raionul Sibiu. Odată, într-o sărbătoare, am trecut pe lângă acest cătun de cel mult 20 de case. Erau pomi înfloriți și casele alb văruite și ni s-a părut că sătucul, înconjurat de păduri, e un adevărat rai, mai ales că pe ulițele lui am văzut plimbându-se fete în costume săliștenești. Prin 1985 am ținut să mă reîntorc, să mai văd odată acest colț de rai. Și am găsit, în locul satului văzut întâi, mormane de dărăpânături, bălării crescute peste tot și în locul fetelor de altă dată câțiva bătrâni neputincioși ca niște arătări dintr-un iad al neputincioșilor. Erau tare firave speranțele cu care plecau ei într-acolo. Victor făcuse ultimul an la liceul din Sibiu, avuse un coleg din Nucet, care avea o soră, a cărei prietenă, așa mai departe. Ei bine, la această fată, deloc dintr-un sat de pe acolo, voia Victor să ajungă. Fusese și acasă la părinții ei, care îl îndrăgiseră, ca și fata de altfel. Gheorghe nu era tot atât de entuziasmat, ceea ce îl făcu să recite niște versuri din Anton Pan. Este una măriuca, dincolo de vadul lat, eu nu văzut la dânsa, dar rănit la ficat. Dar asta nu îl împiedica să meargă cu Victor. Cum s-au dedat cu zăpada, cum s-au descurcat cu mâncarea, cu vânătorii, cum s-au orientat pe locuri necunoscute, nu mai țin minte ce au povestit în primăvară. De Crăciun, însă, se pare că au fost găzduiți de părinții colegului său, care era în armată. Cât despre fata dragă, Victor n-a povestit nimic. Doar Gheorghe a scăpat ceva. Că, întrebată dacă mai știe de ceva de Victor Metea, i-ar fi răspuns că de numele acesta nu-și amintește. Nici nu putea să-și mai amintească, de vreme ce urma să se căsătorească cu un ofițer de securitate. După sărbători au trebuit să plece din Nucet și 3 luni au viețuit numai în zăpadă, dintr-un loc alungat și în alt loc, neașteptându-i nimeni. S-au aciuit într-o vreme în satul Glămboanca, într-un șop cu fân. Fără știrea omului, și-au trebuit să plece când omul s-a mirat cu voce tare către un vecin. Nu știu cine umblă la mine în șură noapte. Au furat dintr-o pifniță cartofi, care au înghețat și mâncându-i s-au îmbolnăvit. Au găsit într-o bucătărie de vară niște fasole, într-a loc un borcan cu un soare. Au vânat o căprioară și au mâncat-o cu oase cu tot, mai mult nefriptă. Au răbdat de sete, că apa de zăpadă nu ține de sete, și au dormit mai mult în pădure sau în locuri pustii, de obicei la hotel tufă. Există o plantă agățătoare neam cu vița de vie, Clematis vitalba, curpenii se spune. Acesta se întinde mai ales pe soci, aceștia se apleacă din cauza greutății și face un fel de cort deasupra pământului, uneori acoperind atât de bine crengile că nici zăpada, nici ploaia nu pătrunde sub cort. Acesta a fost locul lor preferat de stat. Uneori făceau foc, dar când aveau ceva de fript sau fiert, niciodată pentru încălzit, să nu se obișnuiască cu boieria. Într-o vreme, s-au ascuns în niște glugi de coceni, în satul Toarcla. Dar a venit un om cu un băietan, cu carul, după coceni și i-a descoperit. Omului i-a fost tare milă de ei. V-aș duce la mine acasă, dar am o nevastă tare afurisită. Când ar prinde-o mălurile, îi în stare să ne părască la securitate. Rămâneți aici, că vă duc de mâncare. După vreo 2 ceasuri, omul s-a întors cu pâine, cu slănină, cu mămăligă și cu carne friptă. I-am spus și nevestii, doar n-o fi de tot nebună și v-a făcut mămăliga asta. Omul a făgăduit să mai vină, dar au trebuit să plece, că
Fiind în vecinătatea poligonului militar de la Cincu, se organizau vânători de către ofițeri de securitate. Ar fi fost destul un câine să-i descopere și ar fi fost gata. Să nu uit că omul bun din Toarcla a pățit întocmai cum se temea cu nevastă. Când i-au venit mălurile și s-au certat, s-a dus și și-a părât bărbatul că a dat de mâncare la de ăia, adică bandiți, și bietul om a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Odată ajungând cu totul la fundul sacului, în disperare, au intrat într-un sat, pare să Șomartin, hotărât să ceară de mâncare de la prima casă. Au intrat într-o curte, s-au bucurat că nu i-a lătrat câinele și s-au uitat pe fereastră în casă unde erau doi bătrâni și o fată. Auziră pe bătrân zicând: Mărioară, du-te și închide poarta și dă drumul la câine. Când a ieșit fata afară, au strigat-o băieții pe nume. Cine mă strigă? Și fata s-a dus la ei. Suntem niște băieți urmăriți de securitate. Dă-ne ceva de mâncare. Și fata le-a dat din pivniță pâine și cartofi. Nu le mai spun la ei mei să nu le fie frică. Aranjaseră cu fata să se ducă și altă dată, dar au fost văzuți de un vânător și au trebuit să plece departe. În anii următori o pomeneau din când în când. Așa voce caldă avea fata aceea că nu poți să o uiți. Săptămâni întregi au urlat lupii în jurul lor, mai ales noaptea, și uneori Gheorghe se distra imitându-i, spre disperarea lui Victor, care nu-i mai putea suporta. Au găsit în sfârșit o râpă, unde vreodată a fost o vizuină de vulpi, pe care au amenajat-o cât s-a putut mai bine. Au stat acolo vreo 10 zile. I-a scos foamea și de aici, pe la mijlocul lui martie, au ajuns la vechea noastră cunoștință. Anica, fata lui Nenea Iftim, din Cincu, care când i-a văzut cum arătau, le-a dat haine de schimb și mâncare. Au fost cei care au trecut Oltul mai întâi și s-au aciuit în pădurile de la Șercăița. Toată iarna purtase răvisul unui bulz. Ce și-au zis? Ne urcăm în hârtop, căutăm la lada cu brânză, ne luăm partea de avere, intrăm în sat, căpătăm o traistă de mălai și o boierim până ne întâlnim cu frații. Au făcut precum au zis. În hârtop era încă zăpadă mare. S-au dus la locul lăzii, dar n-au dat de locul precis. S-a făcut întuneric și au fost siliți să se oprească cu căutatul. S-au tras la stâna din hârtop, au intrat în ea frânzi de oboseală și foame și au adormit buștean. Dimineața au rămas mirați că un urs a făcut cărare învârtindu-se în jurul stânii. A încercat și la ușa stânii, dar n-a intrat. Ursul însă nu s-a mulțumit numai să înconjoare stâna, ci a mers și pe urmele lor și dacă ei n-au reușit să găsească lada, ursul a găsit-o. Și nu s-a mulțumit numai cu partea lui, ci a mâncat toată brânza. Erau cam 50 de kilograme. Clătinându-ne pe picioare de foame, s-au tras la poale la o groapă cu cartofi. I-am întâlnit peste câteva zile pe la începutul lui aprilie, întrebându-i cum au dus-o în iarnă. Gheorghe a rezumat totul în aceste cuvinte. Și câinele țiganului iese din iarnă, dar numai pielea lui știe cum.